Se consideră funcția f definită pe R cu valori în R, f de x egală cu x pătrat plus 3 pe x pătrat plus 1, dacă x e mai mic sau egal cu 1, și 2x plus a mic pe x pătrat plus 2, dacă x mai mare este ca 1, unde a aparține lui R, a mic. Să se determine numărul real a, astfel încât funcția f să fie continuă în x0 egal cu 1. Ce înseamnă că o funcție f este continuă? F e continuă în x0 egal cu 1 dacă și numai dacă, luăm definiția, limită, de fapt, teorema, limită când x tinde la 1 pentru x mai mic ca 1 din f de x, egal cu limită din f de x când x tinde la 1 cu x mai mare ca 1 și egal cu f de 1. Hai să le luăm pe rând. Limită când x urcă la 1. Asta mai e o scriere pentru x mai mic ca 1, dacă vine de la stânga. Bun, dacă ai pune dreapta, așa știți, în picioare. Urcă, coboară. Bun. Ce înseamnă x mai mic ca 1? Ăsta. Păi dăm lui x valoarea 1 și obținem cine? 4 pe 2, egal cu 2. Ce înseamnă limită când x coboară la 1, adică din partea elaltă din f de x? Dăm lui x valoarea 1, cât face? A plus 2 pe 2. Cât este f de 1? F de 1 e de aici, că aici este x egal cu 1, tot, același 2, da? Prin urmare, pentru egalitatea noastră, trebuie să avem cele trei cantități egale. A plus 2 pe 2 egal cu 2, A plus 2 egal cu 4, A egal cu 2 și am încălecat pe așa la problema A. B. Să-ți determine ecuația asimptotei orizontale către minus infinit. Păi știți că asta e dată de limită când x ne la minus infinit din f de x. Adică limită când x ne la minus infinit. Bun, știi că acum, dar care dintre f de x-urile astea? Pe cea cu x mai mic ca 1, că x se duce la negativ, da? Deci din x pătrat plus 3 supra x pătrat plus 1, observați că ăsta e infinit pe infinit, caz de nedeterminare. Poți să aplici și L'Hôpital, dar poți să aplici treaba asta. Băi, am două polinoame de grade egale, știți că limita este dată de raportul coeficienților, 1 pe 1 egal cu 1. Prin urmare, asimptota mea orizontală, haide, așa, este y egal cu 1. Asta e asimptota orizontală la minus infinit. Ceu. Să se determine numărul real A, astfel încât panta tangentei la grafic în punctul 2 și f de 2 să fie egală cu 1. Păi panta tangentei la grafic este f derivat, pardon, în punctul nostru. În punctul care? În punctul 2. Deci f derivat de 2 ăsta trebuie să fie egal cu 1. Care este f derivat? Pe atenție! Fiind în 2, luăm varianta, luăm ramura cu x mai mare ca 1. Ce-mi cerea asta, puțin amic, da? Așa, și facem derivata. Păi avem, pentru x mai mare ca 1, rezultă f derivat de x este, asta derivata, da? Deci, 2 pe lângă numitorul nederivat, e, așa, minus 2x plus a, ori numitorul derivat, ori 2x, supra x pătrat plus 2 la pătrat. Nu stau să mai reduc termeni aici, atenție, nu pierd timpul. De ce? Păi eu am f derivat de 2, îl bag deja pe x egal cu 2 și reduc după aia pe numere, da? Deci f derivat de 2, care e egal cu 1, este egal cu, și dați lui x valoarea 2, vine, 2 pe lângă 4 plus 2, știți că e mult mai simplu, minus 4 plus a ori 2 ori 2 ori 4 supra jos cine? 4 plus 2 la pătrat. E altceva decât să desfaci paranteze, să reduci aiurea termen. 2 ori 6, 12, minus 16, minus 4a, supra 6 la pătrat, supra 36. Și ăsta e egal cu 1. Adică 12 minus 14, minus 4, minus 4a, egal cu 36. 4a egal cu minus 4, minus 36, minus 40, a egal cu minus 10. A egal cu minus 10, pardon. A egal cu minus 10 și atât, ca și ce ne-a cerut, da? Și am terminat problema.